Elevii din unitățile de învățământ din Sălaj, beneficiari ai programului guvernamental Fructe în școli, au participat în prima săptămână din luna aprilie la un concurs pe tema importanței consumului de fructe. Concursul a fost organizat de Consiliul Județean Sălaj, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean și și-a propus educarea elevilor, precum și sensibilizarea părinților, pentru a susține și promova consumul de fructe autohtone, în special mere, în sprijinul unui stil de viață sănătos. Fiecare unitate de învățământ din județ a organizat în săptămâna să știm mai multe, să fim mai bun cursuri de proiecte, desene, fotografii pe tema propusă, cei mai buni competitori urmând să fie recompensați cu premii ce ar fi trebuit să meargă în cazul locurilor întâi până la 1000 de lei. Banii proveneau din fonduri de la bugetul de stat, aferente implementării măsurilor adiacente programului de încurajare a consumului de fructe în școli în anul școlar 2012-2013, suma totală alocată județului Sălaș fiind de circa 69.000 de lei. Din păcate, socoteala din Sălaș nu s-a potrivit cu cea de la București, oficialitățile județene aflând după derularea concursului că nu pot acorda premii în ban copiilor, întrucât metodologia nu permite acest lucru. Citez, apia nu decontează astfel de cheltuieli, ne explicat inspectorul școlar general adjunct Sabo Ștefan, cel care se ocupă din partea inspectoratului școlar de monitorizarea programului Fructe în școli. Adjunctul să Sălaș consideră însă că această formă de premiere ar fi fost cea mai agreată de elevi, motiv pentru care a și încercat să intervine la București pentru a se face o derogare în cazul selajului. Nu s-a aprobat, iar împreună cu Consiliul Județean se încearcă acum în alte modalități de cheltuire a sumelor prevăzute pentru acest concurs. Prima variantă avută în vedere a fost organizarea unor excursii prin care premiații să fie duși să viziteze ferme pomicole. Cum noi în Sălaj nu prea avem așa ceva, s-a luat legătura cu cele din județele vecine. Niciuna nu accepta vizita elevilor din Sălaj. Fermele respective nu arată, se pare, cum trebuie pentru a-i putea primi pe cei 700-800 de elevi din Sălaj, ne-a redat să abom motivul refuzului invocat de fermieri. În aceste condiții, cel mai probabil, banii vor fi folosiți pentru dotarea laboratoarelor de biologie din școli, o consolare slabă pentru elevii care, animați de perspectiva unui premiu, s-au pus serios pe treabă